Vremea rea din weekend se menține și în zilele următoare în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, dar mai ales la altitudini mai mari de 2000 de metri. Pe platoul Bucegilor, vântul a viscolit zăpada, care pe locuri depășește o jumătate de metru, iar temperaturile înregistrează valori cu minus. Salvamontiștii sunt în alertă și patrulează la intrările pe traseele montane pentru a avertiza turiștii asupra riscurilor la care se expun. Vremea la munte continuă să fie destul de urâtă, temperatura scăzută, zăpadă pe platoul Bucegi, avertizăm turiștii care vin în zonă să fie foarte precauți la alegerea traseelor, să evite traseele de abrupt, doar ce le-am închis acum două zile din cauza vremii foarte urâte. Salvamontiștii le reamintesc celor care vor să urce pe munte, chiar și cu instalațiile pe cablu, să fie echipați corespunzător sezonului de iarnă, cu bocanci și haine groase.